Ioi, fraților, bine e acasă. E bine și în vacanță, nu zic nu, dar... Nu știu dacă e mai bine acasă. E bine și în vacanță și acasă. Ca să nu fim ipocriți. Să-l sărute tata pe el cum se uită la mama când bea Coca-Cola. Și tu vrei Coca-Cola? Vrei și tu, mama? Da, vrei Coca-Cola. Frumusețea noastră, să-ți mânghe ție tot talentul. Uitați cum ăsta e gimnast. Uite cum își ține picioarele. Mă, te râzi cu mine, îți mănânc sufletul ție. Forțosule, și forțosule, îl luăm să vedem ce s-a întâmplat la bunici. S-a îngrășat, o slăbit. Hai, da după cap și dă-i la deal. Nu, așa trebuie să verificăm. Caca, nimic? S-a făcut caca, tata meu. Ai făcut caca. Acum a făcut caca. Păi nu ai zis că l-ai schimbat. Da, n-a făcut caca, nu am pici. Da? Da. Am văzut că acum, fix acum l-am schimbat, mă gândeam acum. Uitați-vă. Nu. Uitați-vă cum să ține, adică. Mă. Si, fata, acolo, tu, sufletul meu. Mă, ochișorii mei frumos, mă zinuca. Calamata. Calamata. Asta e calamata, fraților. Te-aș săruta ore în șir. Două secunde, prieteni. Împreună cu voi. Nu te teme. Nu te teme. Ui, că o luat și spiritul. Tu vrei să tragi la cântar? Stai acolo, ni. 7 kg, 485. Minus pampersele, a 7 kg, 350. Cam așa. Ia-ți-mi cadă. Hai la tata. Aligatorul meu. Ăsta ca și aligatorii să răsucea, știi? Așa-i? Da. Îi scriu la... Doamna doctor, nu s-a mai îngrășat. Păi n-am mai luat în programe. Scrie că... El are 5 luni acum. Teoretic se poate începe cu diversificarea. Începem din... Și nu-ți place că te adică pupă tata. Copiii care sunt răniți cu lapte praf, da. Și recomandat de la 5 luni, așa am citit. Și aia cu lapte mater de la 6-7. Da, aia cu lapte mater, dar pentru că laptele are altă bubuție. Hai să merg la pisică. Auzi că... O întreb pe pediatră dacă... Îți dă tata lapte. Dacă să încep diversificarea sau să... Îți dă tata lapte, carne, de eu tătie. Eu cum începem până nu vine măsuța, adică scaunelul. Și... Kenzo. Ce? Abureală. Trebuie de la de abur. De la de abur și castronașe, lopățele. Are tacâmuri? Tacâmuri. Are tacâmuri. Ce tacâmuri e acolo, tată? Da. Pisica? Trebuie farfuriuțe, păhărele, trebuie să bem o pizza. Tu o să ai păhărelul tău. Tu trebuie să-ți spun în curul tău. Bă, căcilă. Știu, Kenzo, mamă? E pisica? Kenzo, la major. Kenzo. Îl mângâie. Lasă-l un pic. Kenzo. Bagă tată la major. Bagă pentru Joseph. Bagă la major. Nu vrei. Deci Kenzo, de când am venit acasă, a fost într-una după Alexandra, eu am plecat cu trei să mă duc până undeva. Într-una după Alexandra, am venit acasă într-una după noi. Vă dați seama, lipsă de afecțiune. Da, tot a venit pe canapea să se urce să... Săracu. Să-l mângâiem, dar nu-l las. Două oblidii am lăsat. Două oblidii am lăsat să nu sufere și tot. Inima o bătut stomacul. Ce face mama acolo? Da, să știi că nu era foame astăzi când mi-am pus. Păi asta zic, inima o bătut stomacul. De două ori am mâncat și... Mă, zigalule! Puiule! Te pune tata... Direct pe nuna. Dar trebuie să-l pui înăuntru, să nu mai lași, că se face. Îl pune tata direct în nuna. Nu poți să-l pui așa. Lasă că stau aici cu el. Mă, ce faci acolo, mă? No, povestește la tata, zi ce vrei să-mi spui. Cam ce ai vrea. O făcut așa. Faci semne către cameră? A? Tu deja zici codul morse, SOS ajutor. Ați fi fastu acolo, prăbătidu-mi meu frumos. Unghiile?
povestești ce ai făcut în vacanță la bunici. Nu, da. Nu-i de vultur. Nu-i de vultur. Dar mi se pare că parcă ai mai apus așa un pic pe el. Păi, așa. Mami, s-o definitivat. O dat din grăsimuță jos și-o pus carne. Îți dai seama ce-au făcut bunicii cu el. Te-au alergat bunicii. Te-au alergat. Nervosul meu. Mă duc să-i fac lapte. Stai cu ăla. Ăla de când? De acum. 3 ore. Nu, că era făcut acum de curând, înainte să trezească. Da. Să-l sărute tata la... Cât are mai are? 100, cred că numai de 50 am mâncat. 100. Să-l sărute tata la poftă. Na, papa? O fost veche Elisa. Nu vrea. Da. Papa? Nu vrea. Să mai încerc o dată. Papa? Și papa? Și papa? Guralivule? Yo, uitați că v-am băgat la întuneric. V-am băgat la întuneric. Așa dor ne-a fost de el. Fai, ți-a fost dor de el, mami? Foarte dur. Nu-l mai lăsăm. Nu te mai lăsăm. De dimineață am plecat cu gândul că abia aștept să ajung acasă să-l iau pe braț. Ai auzit, mă? Ai auzit ce te iubea și mama. Pulposul meu. Cine e acolo în poză? Cine e acolo? Uite, aici e domne, domne. Și aici? Cine e aici? Aici e șefii tăi. Șefii și tăi. Mama. Poți n-asculti de ei. Și mama. Că ești concediat de n-asculti de ei. Și aici, doamne, doamne, să zici rugăciun, să mulțumești, etăcă, dar astea le învățăm noi când creștem. Le învățăm noi când creștem. Hai la pisicuță. Și te învață tata poezie, pisicuță, pis, pis, pis. Lasă. Păi da, dar să nu dea cu laba Kenzo. Kenzo, fii cu minte, tată. El face mișcări bruște și să se... Fii cu minte că-ți... Tai unghiile de... Nu mai poți să te cațări. Pisica, tată, pisicuța. Iubirea noastră. Da, deci cum ziceam, deja scăunelul de mâncare comandat. Trebuie să luăm aparat cu abur, să-i facem mâncare la abur. Ce mai trebuie? Babețică din aia de silicon. Babețică de silicon? Păi da, pentru că babețicile normale alea de mâncare, de bumbac, trebuie să le speli de fiecare dată, să se facă jos și pun o sucă mâncare pe el. Aia de silicon, nu mă bagi la apă, îi spălă. Cu jetul. Da. Babețică de silicon, tacâmuri, toate Cri. Cele. Căniță de apă? A, are căniță de apă. A, are, pe eu la deli. Na, stai acolo și joacă-te cu ei. Ui, uitați expresii faciale. Mă, uitați. Te ui la mine, mă. Tu vrei să vin să te mănânc? Tătu, pe măsa. Da. Mai mult o iubeaște pe măsa. Dar eu nu mă supăr, tătă. Îmi vine să-l mânc, tătă, tătă. Bă, șmechere. Tătu, pe mă, ta ești. Da? Mă, te mănânc, mă. Și vin la tine și îți fac frutul. Să nu te prind când crești și te pune măta să-ți faci temele și urlă că nu înveți că vii la mine. Să zici, tată, nu-mi dă pace. Și o zice, zic atunci, uită-te la clipurile din 2023 să vezi că tu nu-i dădeai pace. Acum suportă, fiule. Ia-i să-l șerute, tata, la pielea aia lui fină. Nu povestește-ne. Ne povestești, mama. Asta face flotări deja, bă, fraților. Da. Asta deja face flotări. Sus! Aia-i, tate. Bravo. Jos! Bravo, jos! Nu stai prea mult că te obosești. Bravo! Respiră 3 secunde. Sus! Sus! Aia-i, tata meu. Bine, bine. Sus iară. Bravo! Tata, mă ascultă, bă. Sus! Dă-te pina, bă. Jos! Și sus din nou! Ăsta face mai multe flotări decât mine. Stai încă o dată! Sus! Mama, tu te ridici! Sus!
Da. Sus? Vrei să ne spui ceva? Da. Ăsta se face bodybuilder. Doamne, ce frumusețe de copil. E balonul? Să vă trăiască la toți copiii, nepoții, verișorii, tot ce aveți voi. Numai sănătate și bucurii. Dă-i balonul, mă. Ia. Dă-i balonul. Wow. Ce e? Wow. Uite ce ți-o da mama, balonul. Hai că încearcă să-l... E prindu-l, balonul, tata. Mama. Hai, de-ai mai avea încă o mână, ce bine ar fi. Opa! Hop! Na, joacă-te, tată. Frumosul lui mama și lui tata. Sparge balonul, tată, sparge-l. Inhalează heliu. Cum se joacă el. Am luat un mărțișor, am vrut să zic. Un magnet de frigider cu o țestos atât de frumos, l-am pierdut în aeroport, în avion. Fai, ce supărat. Alexandra a luat un magnet de frigider. Cu musaca. Cu musaca. Bă, dau musaca. Fai de capul meu. Când ești că a fost prăjitură, mă. Ascultați-mă că nu exagerez. Parcă a fost prăjitură. Musacaua și salata grecească. La greci rup normele. Vă las. Vă las. Ui, numai. De mai leg două baloane să înalță. 7 kg 350. Bravo!